Bună ziua! Noi, o grupă de deputați, am venit în penitenciarul numărul 3 să vedem condițiile de trai a deținuților, fiindcă acest lucru ne permite codul de executare în funcția pe care o avem noi. Am vrut să ne întâlnim și să-l vedem și pe domnul Fela, dar cu părere de rău lucrul acesta nu a fost posibil. Mi s-a explicat că sunt niște indicații date de către procurorul Bețișor, care nu permite întrevederea cu domnul Fela. Deci am văzut celula unde s-a deținut până acum, am văzut celula unde a fost mutat marța trecută în subsol. Vreau să vă spun condițiile, sunt diferența dintre celula unde a stat până marci și unde este acum, este cer și pământ, o diferență, deci sunt niște condiții de mizerie. De asemenea, am vrut să mai mergem pe la azi deținut, am vrut să-l vizitez pe domnul Petrencu, cu părere de rău, ne-au deschis celula, dar dumnealui nu era în celulă, ne-au spus că e la judecată și am văzut sala de sport, am văzut unde sunt scoși la plimbare, am văzut, deci, am stat de vorbă cu medicul și am întrebat care este situația în ceea ce privește tratamentul medical a deținuților. Am discutat cu domnul director la penitenciarul și cam asta a fost toată vizita noastră la penitenciar. Până acum n-ați avut nicio posibilitate să vorbiți cu domnul Filat? Nu am avut nicio posibilitate să vorbim, deoarece procurorii au interzis discuțiile cu domnul Filat. Ei afirmă că aceasta ar prejudicia ancheta, ceea ce noi considerăm că este un absurd. Nu putem noi... Există vreun document, ceva semnat, care se interzică discuțiile? Am întrebat și aceasta, nu ne s-a spus. Ne-a spus că prin telefon le-au interzis ca să putem discuta cu dumneavoastră. Următorul pas care va fi? Depuneți vreun raport vis-a-vis de condițiile de detenție? Vom vedea, vom discuta cu colegii și vom lua o hotărâre.